Roberto încă crede că în spatele camerei este o fată care îl urmărește. Știți că el are problemele astea cu camera. Și asta cred că o jumătate de oră în fața camerei și dansa, făcea ca toate alea și a pus un trandafir în gură, a venit în fața camerei. Mai venea Antonio, mai râdea, mai făcea tot felul de glume. Dar eu sper să nu cred așa ceva. Mai țineți minte că și seara trecută vă spuneam că sper să se reîntoarcă concurenții pe ringul de dansă, nu-mi rămână Roberto pe retină. De data aceasta sper să mai avem o petrecere, să nu rămână amândoi pe retină, pentru că sunt haioși, dar eu sper să nu creadă Roberto că este o fată în spatele camerei. Vă spuneam că a venit cu un trandafir în gură și stătea acolo și făcea și tot felul de scene. Da, nu știu ce să zic. Eu, figură și Roberto.